Biroul politic județean al PSD Neamț a decis în ultima ședință de săptămâna trecută excluderea din funcția de președinte al tinerilor socialdemocrați din județ a romașcanului Alexandru Rotaru și înlocuirea acestuia cu Ciprian Șerban, proaspăt membru al PSD. Alexandru Rotaru explică refuzul său de a-și da demisia justificat în opinia acestuia de rezultatele obținute de TSD la rundele de alegeri anterioare. Domnul președinte Arseni inițial mi-a cerut demisia de onoare și a specificat că eu bărbat să fac lucrul ăsta. Am refuzat considerând că munca mea și implicarea mea în Partidul Social Democrat nu poate fi combătută. Tot timpul am fost suflet, am creat o echipă la tineret foarte unită și foarte frumoasă. Domnul lui a considerat că eu nu m-am implicat în campanele alegerile locale și ăsta a fost motivul pentru care s-a supus la vot demisia mea. Liderul TSD a considerat că implicarea sa în campaniile electorale ale partidului la alegerile europarlamentare și prezidențiale poate fi demonstrată cu documente. De altfel, acesta susține că și rezultatele de la Consiliul Județean, al cărui șef a ajuns președintele Arsene, s-au obținut tot cu tinerii. Am menționat foarte clar rezultatele care le-am avut atât la campania pentru prezidențiale, cât și la cele de la europarlamentare și chiar am specificat că la europarlamentare am obținut cu 1000 de voturi mai mult decât a obținut PSD-ul la Consiliul Județean. Muncind cu tineri, doar cu tineri. Alexandru Rotaru mai spune că adevăratele neînțelegeri cu seniorii din organizația PSD au apărut odată cu votul negativ pe care i-l-a dat în biroul politic local lui Gheorghe Oprea, pe care îl apreciază ca pe un om extrem de cinstit, dar fără experiență politică și în spatele căruia s-au făcut jocuri murdare, care au dus la obținerea unui rușinos procent de doar 15% la alegerile locale. Cât despre proiectul PSD îți dă puterea, a fost un mare fâs, emanația a ceea ce socialdemocrații cu state vechi în partid spun că a fost proiectul unei eminențe blonde a partidului. Ca și să vă spun sincer, o chestiune care probabil lumea trebuie să afle. Un coleg de-al meu de la tineret a avut în jur de 270 de propuneri de a fi pe lista de la Consiliul Local, prin proiectul PSD de puterea. Nu s-a ținut cont de absolut nimic. De ce? Ne putem demonstra cu fotografii, cu... Era de așteptat asta, pentru că... A fost o nouă ipocrizie a partidului. Cu părere de rău spun că ușor, ușor, PSD la Roman va dispărea și în județ devine cu toate culorile, văd că... Îmi pare rău că afirmam că în urmă cu ceva, nu îmi pare rău, în urmă cu ceva timp afirmam că galbenul PNL-ului devine portocaliu, ei, acum roșu PSD-ului devine particular. Acesta este convins că în această toamnă, chiar în pragul alegerilor parlamentare, PSD Roman se află în pericol de disoluție ca urmare a izolării membrilor vechi de partid și a promovării intereselor de grup ale unor lideri care au migrat de-a lungul timpului la alte partide, dar care odată reîntorși în PSD au condus la dezastrul actual. Din păcate, nu am reușit să obținem niciun punct de vedere al președintelui PSD, Ionel Arsene, care nu mai răspunde la telefoanele jurnaliștilor.